Moldova se transformă într-un stat european modern, implementând acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Este mesajul optimist al europenilor pentru țara noastră. Am onoarea să conduc un guvern pro-european. Este un început pentru mine și pentru Republica Moldova, care își urmează cursul european pornit în anul 2009. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai importanți parteneri externi ai Republicii Moldova. Acesta este un parteneriat pentru viitorul european al țării mele și este un angajament puternic din partea noastră de a accelera reformele, astfel încât procesul de integrare europeană să ofere beneficii reale cetățenilor țării noastre. La rândul său, președintele Consiliului European Donald Tusk a spus că va veni la Chișinău să susțină noul executiv și a reiterat sprijinul Uniunii Europene oferit Republicii Moldova. Apreciem pozitiv alegerea stabilă și consistentă pro-europeană a Republicii Moldova. În regiune, Republica Moldova este un exemplu de alegeri și ambiții pro-europene. Aceasta este prima vizită oficială a lui Kiril Gaburici în străinătate după învestirea în funcție de prim-ministru. Cancelarul german Angela Merkel a declarat că Republica Moldova va primi un ajutor substanțial din partea Uniunii Europene, precizând că acordul de asociere se află în prezent în proces de ratificare în Bundestag. Fiind întrebată în legătură cu măsurile concrete în vederea ajutării Republicii Moldova, Angela Merkel a declarat: în ceea ce privește Moldova, ca membru al parteneriatului estic, s-a semnat un acord de asociere care se află în proces de ratificare în Bundestagul german. În plus, Moldova va primi ajutor substanțial din partea Uniunii Europene. Cancelarul german a mai subliniat că europenii sunt legați politic foarte îndeaproape de Republica Moldova. Eugen Karpov a părăsit fracțiunea PLDM și a anunțat că se asociază proiectului politic al lui Iurie Leancă. Potrivit acestuia, așteptările alegătorilor PLDM au fost trădate prin coaliția sau înțelegerea cu Partidul Comuniștilor. Am prezentat în plenul Parlamentului decizia mea de a părăsi fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova, din care am făcut parte până în ziua de astăzi în Parlament. Este o decizie asumată, motivele cred că nu este greu să le intuiți, având în vedere că nu am votat nici actualul guvern atunci când practic a fost creată o alianță tacită, dar care a devenit evidentă, între Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Nu accept o evoluție care conduce spre un parteneriat, alianță, cooperare, numiți-o cum vreți, a unui guvern minoritar cu Partidul Comuniștilor. Am considerat și rămân convins că au existat toate posibilitățile pentru ca în Republica Moldova să existe o majoritate parlamentară stabilă după alegerile din toamna anului trecut, atunci când cetățenii și-au dat majoritatea voturilor pentru trei partide pro-europene, PLDM, PD și PL. Discuțiile au fost lungi, dar rezultatul a devenit evident în ultima perioadă, când în paralel au fost purtate negocieri cu Partidul Comuniștilor și pe ultima sută de metri, practic, Partidul Liberal a fost dat la o parte. Vina, evident, că aparține într-o măsură mai mare sau mai mică tuturor partidelor, dar rezultatul este cel pe care cu siguranță nu și l-au dorit alegătorii, votanții, simpatizanții partidelor pro-europene. Imediat ce a anunțat că părăsește fracțiunea PLDM, Iurie Leancă a postat pe o rețea de socializare că îi mulțumește lui Karpov pentru decizia de a se alătura proiectului politic pe care îl va iniția. O reacție a venit și din partea liderului PLDM, Vlad Filat, care după anunțul lui Karpov a declarat că a notat această decizie a colegilor și are doar o singură speranță, că la baza deciziei nu este același raționament care a stat la baza părăsirii pe CRM de către Igor Dodon. Extinderea gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău presupune o investiție cuprinsă între 110 și 150 de milioane de euro, în funcție de capacitatea de transport, potrivit estimărilor preliminare prezentate într-un document oficial, titrează presa de la București. Gazoductul Iași-Ungheni, cu o lungime de 43 de kilometri, a fost inaugurat în luna august anului trecut și a fost construit cu scopul reducerii dependenței Republicii Moldova de livrările de gaze rusești. Investiția în acest tronson de conduct a fost de 26 de milioane
de euro, dintre care 7 milioane de euro au fost atrase din fonduri europene. Transgaz poate asigura un debit maxim de 60.000 de metri cubi de gaz pe oră, însă condițiile tehnice și configurația Sistemului Național de Transport Gaze din Republica Moldova limitează livrările la cel mult 10.000 de metri cubi pe oră. Uniunea Europeană a alocat anul trecut 10 milioane de euro pentru extinderea gazoductului până în Chișinău. Tronsonul până în capitala Republicii Moldova, cu o lungime de aproximativ 100 de kilometri, ar urma să fie construit pe parcursul a 2-3 ani. Republica Moldova consumă aproximativ 1,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, pe care le importă din Federația Rusă. Regiunea Transnistreană consumă la rândul ei aproximativ 1 miliard de metri cubi de gaze naturale pe an. Ucraina s-a arătat interesată de rezolvarea conflictului transnistrean. Mesajul ferm a fost transmis de viceprim-ministrul pentru reintegrare, Victor Osipov, de reprezentantul special al Ucrainei în reglementarea problemei transnistrene, Andrei Veselovski. În cadrul întrevederii, oficiali au discutat despre situația actuală în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, precum și aspecte ale dialogului între partenerii implicați în soluționarea problemei transnistrene. Osipov a subliniat importanța reluării dialogului cu Tiraspolul, a reactivării grupurilor de lucru pentru consolidarea încrederii și a continuării procesului de negocieri în formatul 5+2. Ambasadorul Andrei Veselovski a menționat că Ucraina este interesată în dezvoltarea constructivă a tuturor proceselor care pot contribui la soluționarea conflictului transnistrean. Nu există premisă de scumpire a prețurilor la pâine, cel puțin de asta ne asigură ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ion Sula. Potrivit oficialului, la moment, țara noastră dispune de suficiente stocuri de produse cerealiere. Din punct de vedere a stocurilor, deci noi am avut o recoltă globală sau recoltă anuală de grâu pentru anul 2014 de 1.100.000 de tone. Necesarul care îl avem pentru securitatea alimentară a țării este de 350-370.000 de tone. Conform datelor statistice, la moment avem exportate 390.000 de tone de grâu. Reiese că avem la moment stocuri de produse cerealiere sau de grâu, ne referim dacă la securitatea alimentară și la pâine, le avem în Republica Moldova. Totodată importăm făină pentru a fi îmbunătățită calitatea pâinii pe piața din Republica Moldova. La rezerva de stat o avem asigurată. Nu văd la moment premize ca să apară anumite speculații pe marginea acestui subiect. De asemenea, ministrul Agriculturii a declarat că ar putea exista și o reacție în lanț care ar fi determinat unii producători să scumpească prețurile la pâine, însă acesta susține că va avea discuții cu producătorii. Marfă de larg consum reținută la vamă, un autocar de pe ruta Ilicovsk-Chișinău a fost stopat la intrarea în satul Palanca, potrivit poliției de frontieră. În privința transportului dat, existau suspiciuni ca fiind implicat în trecerea ilegală peste frontiera de stat a mărfurilor de larg consum de la piața kilometrul 7 din Ucraina. În urma verificărilor s-a depistat un lot impunător de piese pentru tractor, haine, huse pentru scaune, toate fără acte de proveniență. Pe acest caz sunt întreprinse un șir de măsuri investigative în vederea stabilirii circumstanțelor infracțiunii și identificarea persoanelor implicate. Oficiul Național al Viei și Vinului, cu susținerea Asociației Producătorilor de Divin și Brand din Moldova, a organizat Salonul Divin, care are drept scop promovarea divinurilor autohtone. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, politicieni și oameni de afaceri. Cele 9 companii vinicole participante și-au prezentat cele mai bune divinuri din colecțiile lor, iar cunoscutul sommelier român Cătălin Păduraru a susținut și un masterclass de degustare a divinurilor. Furnizorii de medicamente nu sunt de acord cu decizia guvernului de a aplica penalități mai mari. Președintele Asociației Producătorilor și Distribuitorilor de Dispozitive Medicale a declarat la un post privat de televiziune că regulamentul cu privire la asigurarea cu medicamente a spitalelor din țară, care a fost aprobat de executiv, este neconstituțional. Din aceste considerente va fi contestat. Precizăm că guvernul a aprobat miercuri modificări la regulamentul cu privire la asigurarea cu medicamente a spitalelor din
din țară. Astfel, întreprinzătorii nedisciplinați care cumpără și distribuie medicamentele și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate vor fi sancționați. Ministrul Sănătății Mircea Buga a anunțat că scopul modificărilor este de a-i responsabiliza pe furnizori, dar și de a năspri sancțiunile pentru nelivrare. Buga a subliniat că și nelivrarea medicamentelor în termen va fi penalizată. Spitalele au rămas fără medicamente la începutul acestui an, după ce mai mulți agenți economici au refuzat să încheie contracte pentru că ar suporta pierderi din cauza deprecierii monedei naționale. Pregătirea substratului nutritiv, utilizarea fertilizanților la cultivarea răsadurilor și a legumelor în sol protejat sunt doar câteva dintre aspectele ce țin de lucrările de sezon în acest sol protejat ce au fost abordate la seminarul teoretico-practic desfășurat în satul Brăviceni, raionul Orhei, cu participarea legumicultorilor din zonă. Acesta este a treilea seminar în cadrul ciclului de seminare, care le organizăm în perioada de iarnă pentru producătorii agricoli și a fost organizat pentru a instrui producătorii de legume privind cultivarea răsadului de legume pentru câmp deschis, câmp închis și cultivarea legumelor în teren protejat. Partea practică a fost organizată la primărie din Brăviceni. Acum ne aflăm la gospodăria țărănească Caraman Dumitru, tot din această localitate, un legumicultor experimentat, care deja a consultat participanții la seminar. Vedeți, gospodăria dumnealui este foarte bine dotată, atât cu serie, atât cu utilaj, mecanisme și sperăm să ca cunoștințele participanților obținute astăzi la seminarul de astăzi să le implementeze în practica de zi cu zi. Partea practică a seminarului a fost găzduită de gospodăria țărănească Caraman Dumitru din localitatea unde legumicultorii au avut ce vedea și să preia din experiența acestei familii pentru cultivarea răsadurilor și a legumelor în sol protejat, care deja de mai mulți ani e o afacere de familie bine pusă la punct. Deja acest seminar se petrece treilea an la mine în seră. Anul acesta este într-o seră nouă, mai modernizată, care crește răsadurile mai ușor, mai bine, mai confort. Colegii ca al de mine cum crește mai legume, au dat diferite întrebări, au fost lămuriți care și cum și dureri au avut. Noi creștem răsadul, creștem la comandă pentru noi, care și cum și dispoziție, cum și nevoie are. Pe parcursul de unui an, eu născocesc o metodă, altul născocește altă metodă, fiecare își spune opinia lui, care și este, și culegem unul de la altul aceleași metode de a, mai ușoare de a crește aceste legume. Încă de când eram eu mică, de când mă țin minte, tot veneau seminarele și de fiecare dată eram lângă tata. Îmi place mult când vin oamenii și se împartă și unii cu alții cu noile metode de muncă și mă bucur și eu că este posibilitatea ca oamenii să afle lucruri noi și să facă așa seminare. Și în viitor, cred, eu vreau să îmi continui afacerea tatii și sper poate peste ani să vii și la mine seminare să pot și eu să împărtăș experiență cu ceilalți. Acest seminar e foarte bun pentru noi agricultori care punem, semănăm patlajele, chiperi, pepeni, legume în total și iată așa un schimb de experiență. Face mult pentru noi tăți care ne ajută de a dezvolta cultura, agricultura mai mult și la mai mult și mai mare. Văzând metoda din alte țări cum se face și facem și la noi și ne învățăm și în curând să avem ceva frumos, ceva mășcat, ceva gustos, ceva natural. În raionul Orhei, legumele se cultivă pe o suprafață de aproape 170 de hectare, inclusiv 180 de metri pătrați de sol protejat. Mihai Obreja, Ion Alexeev, de la Orhei pentru Elita TV. Muzeul de istorie și etnografie din Orhei a găzduit expoziția personală a meșterului popular Eleonora Voloșciuc, care vine să bucure publicul vizitator cu obiecte de artizanat de o frumusețe rară, confecționată din pănuci. Actuala expoziție a doamnei Eleonora Voloșciuc
mister popular din orașul și raionul Orhei, nu este la prima lansare în cadrul muzeului nostru. Este cea de-a cincea lansare, au fost alți mistri populari din orașul și raionul Orhei. Să ne bucurăm că am găsit un numitor comun cu acești oameni de o profesie extrem de serioasă și extrem de necesară pentru noi, deoarece am observat că la cea de-a treia lansare a acestor expoziții vin o mulțime de vizitatori, printre care mulți copii. Să ne bucurăm că prin aceasta ne promovăm și pe noi ca instituție muzeală, dar promovăm și talentele orașului și raionului Orhei. Eleonora Voloșciuc este membra Uniunii Meșterilor Populari din Moldova de aproape 20 de ani. De-a lungul timpului, meșterița a participat la diverse expoziții și concursuri regionale și naționale. A mers cu lucrările sale și la expoziții în România, Bulgaria sau Federația Rusă. L-am de la bunul Dumnezeu, fiindcă am 20 de ani de când eu mă ocup cu anume cu meșteșugul împletitul din foi de porumb. Am participat la foarte multe expoziții, atât în țară cât și peste hotare. Lucrările mele sunt, zic eu, cât sunt decorative, atât și de utile sunt. Am fost în Sibiu în anul 2005. În 2006 am fost laureata micului business. Am fost în Novosibirsk. Am luat locul 2 acolo. Lucrările ale mele sunt în toată Europa, aproape și în Germania și în Franța și în Bulgaria, Bolonia, România, Rusia. Vă zic că sunt foarte multe. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul oamenilor buni de credință, am putut să editez prima carte a mea, Artă din Pănuș. Artă din Pănuș, ediția întâi, în anul 2003, colaborator științific a fost doamna Elena Postolache. În anul 2014, tot cu ajutorul oamenilor buni de credință, cu ajutorul Centrului de Creație de la Chișinău și cu ajutorul Ministerului Culturii, am editat a doua ediție a cărții Artă din Pănuș, unde ea diferă, vă zic, în prima carte, prima ediție diferă. Este puțin completată, revăzută și anexate lucrări foarte interesante, cu fișe tehnologice, cu descriere. Pentru cadrele didactice sunt foarte utile din cauza că aici, dacă un profesor de educație tehnologică sau de la opționale a luat această cărțulie în mânuță, el are aici, vreau să vă zic că, fișa tehnologică, diferite maxime despre muncă. Aici este totul, cum se colectează, cum se păstrează, cum se pregătește materia primă, absolut tot este și nu îi trebuie unui profesor ca să mai caute o altă sursă pentru ca să poată ceva să facă din acest material ieftin, pur ecologic, care se află pe toate meleagurile noastre. Astăzi, Eleonora Voloșciuc activează la Colegiul Pedagogic din Orhei. La orele de educație tehnologică îi inițiază pe viitorii dascăli în domeniul meșteșugului popular, îndemnându-i să păstreze și să promoveze arta împletitului în fibre vegetale. Sunt prezentate niște articole foarte frumoase din Pănuș, din arta pănușilor. Deosebit este de plăcut să vedem că aceste articole sunt făcute din mâinile de bărci a profesoarei noastre de împletire fibrelor vegetale. Sunt foarte bine ornamentate, foarte bine aranjate, cu gust estetic. Sunt tot de acord cu profesoara noastră că aceste obiecte pot fi folosite și ca cadou. Expoziția aceasta este foarte frumoasă. Doamna Eleonora ne învață ceva frumos, plăcut și care putem să ne ocupăm în timpul liber și scriem ceva frumos. Îmi place foarte mult că este natural, totul este natural. Nu există nimic colorant sau ceva făcut chimic. Totul este natural și foarte, foarte frumos. Eleonora Voloșciuc este autora a două cărți cu sfaturi practice de pregătire a materiei prime și unele tehnici de împletire a pănușelor. Prima lucrare a ieșit de sub tipar în 2003, cea de-a doua în anul trecut, revăzută și completată. Yeah.
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova, Asociația Ghizilor, Lectorilor și Translatorilor din Republica Moldova, Clubul Cicliștilor Amatori din Republica Moldova au dat startul campaniei Curse pentru Mediu Curat și Turism Responsabil. Scopul campaniei este de a sensibiliza reprezentanții industriei turismului, jurnaliștii, cetățenii Republicii Moldova asupra modului sănătos de viață, promovând în același timp potențialul turistic al Republicii. Vrem prin această acțiune să sensibilizăm colegii noștri, jurnaliștii, ghizii, cicliștii, în general toți cetățenii Republicii Moldova pentru a proteja mediul și atunci când desfășurăm activități de turism, când suntem noi înșine turiști, să fim cu atenție față de mediul înconjurător, față de patrimoniul natural care ne înconjoară, să-l prețuim, să-l promovăm și să avem grijă de patrimoniul nostru cultural și natural. Cursa spre orașul vinicol subteran Mileștei Mici a demarat în piața Marii Adunări Naționale după un mesaj de salut al organizatorilor și oficialităților. Este un lucru îmbucurător atunci când în țara noastră există organizații non-guvernamentale care preiau o astfel de inițiativă, care colaborează, după cum vedem, într-un mod foarte armonios, nu doar cu instituțiile statului, cum ar fi Ministerul Mediului sau Agenția Turismului, dar și cu întreprinderi de stat, cum este Mileștei Mici. Și împreună sunt capabili să pună la cale, să organizeze un eveniment atât de original, cum este această cursă prin care va urma în câteva clipe, care se va începe peste câteva clipe, această cursă ciclistă și cursă de alergări prin gramele de la Mileștei Mici. Galeriile de vin ale întreprinderii de stat Mileștei Mici au o lungime de circa 52 de kilometri și sunt amplasate la o adâncime de circa 86 metri sub pământ, în fostele cariere de piatră. Cicliștii și alergătorii au parcurs un traseu mai scurt, de circa 2 kilometri, pe străzile subterane cu denumiri exotice, Cabernet, Fetească, Organizația Internațională a Vinificatorilor și altele. Animați de dorința de a promova un mod sănătos de viață, un turism responsabil, practicarea unui turism responsabil, dar și protecția mediului înconjurător, am decis să dăm start unei curse, pentru că vorbim despre o campanie care se va desfășura pe tot parcursul anului 2015. Cursa a fost foarte bine organizată, plăcută și traseele sau drumurile de la Mileștei Mici sunt foarte bine pregătite, sunt comode de mers, poate și pe alocuri chiar mai bune decât drumurile naționale. Mă bucur că am fost selectat pentru această călătorie de promovare a modului sănătos de viață și a turismului în Republica Moldova. Am alergat deoparte cu colegii mei și acum așteptăm, adică, să fac totalul, rezident care a fost cel mai bun. A fost ceva interesant, nu sunt pentru prima dată la Milești, mai înainte am fost și am fost cu mașina și mi s-a părut un traseu scurt, dar acum când am alergat, bine m-am încălzit, a fost bine, mi-a părut cumva mai lung, dar a fost o experiență unică, pentru prima dată alerg. Cei mai buni cicliști și alergători din rândul jurnaliștilor au fost menționați cu diplome, iar restul participanților s-au ales cu bună dispoziție, aroma și gustul delicios al vinurilor locale. Pentru participarea la campanie Curse pentru mediu curat și turism responsabil, 0 Igor! Organizatorii și participanții la acțiunea Curse pentru Mediu Curat și Turism Responsabil și-au exprimat dorința de a desfășura astfel de curse și pentru alte obiective turistice și ecologice din Republica Moldova. Astăzi ne-am adunat aici, în incinta școlii profesionale Cimișlia, pentru a mai auzi odată pe regretatul poet Grigori Vieru. Ar fi împlinit 80 de ani. Sub acest generic, elevii de la școala profesională din orașul Cimișlia au desfășurat o serată dedicată regretatului poet Grigore Vieru. La manifestare au răsunat mai multe poezii și cântece pe versurile poetului. Tu, floare, tot ai mamă, de ai de bună seamă, atunci când ce înflorești, de ea îți amintești. Tu, steau, tot ai mamă, de ai, de bună seamă, atunci când încheie vești, de ea îți amintești.
pentru mine Grigore Vieru înseamnă foarte mult. Prin cuvintele pe care el a vrut să scrie aceste poezii, a încercat să spui mai ales despre mamă, precum că mama la mine este plecată psihotare și nu sunt alături. Prin aceste cuvinte o sunt foarte aproape. Mă sunt liber să recit aceste poezii. Nu știu, îmi pare rău că s-a întâmplat aceste lucruri cu dânsul, dar Dumnezeu are grijă, cred că, și de el și acolo unde este și acum. Grigore Vieru este și va fi mereu acea persoană la care mă voi întoarce mereu. În special, poeziile lui despre mamă sunt cele care mereu îmi îndeamnă inima de a le învăța, de a le asculta și de a le cânta. În special, poezia lui Grigore Vieru, Buzele mamei, este cea mai iubită pentru mine. Buzele tale sunt mamă, o rană tăcută mereu, mereu presurată cu țărână, mormântul tatălui meu. Buzele ce sărutară, al tatei mormânt, mai mult ca prea dânsul, prea tată, puținii lui ani pe pământ. Este un poet foarte remarcabil, are niște poezii atât de atrăgătoare, încât îți lasă niște emoții triste, mai ales despre poeziile sale despre mamă. Are niște poezii atât de dragi, încât când le citești, faci niște impresii cât de mult a iubit patria, cât de mult a ținut la limba sa, la graiul matern și cât de mult ne-a fost aproape de noi și mereu ne-a îndrumat cu lucruri frumoase și bune. Tinerii au fost sprijiniți în organizarea manifestărilor și didascăliei lor. Doamne cel din slăvile creștine, ce păcate oare ai săvârșit, că te-au dus acolo și pe tine, în zberit fără de sfârșit. Fiecare an omagiem marele poet. Este poetul care ne-a lăsat o operă valoroasă. Este poetul care cel mai este unicul poet din Republica Moldova care are cele mai multe poezii închinate mamei. Ușoară, maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între ceruri și pământ. În priviri cu un fel de teamă, fericită totuși ești, iarba știe cum te cheamă, steaua știe ce gândești. Născut pe 14 februarie 1935 în satul Pererâta, raionul Briceni, Grigore Vieru a fost unul dintre cei mai distinși poeți din Republica Moldova. S-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier pe 18 ianuarie 2009. Anul 2015 în Republica Moldova va fi marcat sub numele poetului Grigore Vieru.